seara, dragii mei! În această seară suntem acasă la doamna Dina Cocea, imensa actriță, imensa artistă, care a fost și este doamna Dina Cocea. Stimată doamnă, bine v-am găsit! Bine ați venit! Sunt foarte încântată că în sfârșit am ajuns la dumneavoastră acasă, că de foarte multă vreme m-am străduit să o fac, dar mi-a fost greu să vă găsesc. Da, într-adevăr. Deși sunt în permanență acasă, totuși s-a întâmplat să nu pot să fiu liberă. Da, dar uite că v-ați făcut un pic de timp liber și pentru noi, cei din județul Vrancea, județ pe care se pare că îl cunoașteți destul de bine. Da, îl cunosc foarte bine, am fost de foarte multe ori. Am organizat festivalul de teatru la Focșani. În urmă cu câți ani, doamna? Înainte de 89, Și am amintiri foarte frumoase de la Focșani. Spuneți-ne și nouă câteva dintre amintirile acestea frumoase de la Focșani. Toate sunt legate de festivalurile pe care le-am creat acolo, care mi-au dat prilejul să cunosc oamenii, să cunosc persoanele care se ocupau atunci de artă, de cultură. Am avut zile frumoase cu focșănenii și îmi pare bine în special că spectacolele pe care le-am organizat acolo au avut succes și mult public a fost care venea la aceste festivaluri. Spuneți-mi, stimată doamnă Dina Cocea, era vorba de festivalul de amatori sau... Nu, de profesioniști. De profesioniști, deci veneați cu teatru de la București? Veneam cu diferite teatre, diferite spectacole din țară, care erau organizate și era pe o temă anume. Nu mai țin minte ce temă am avut la Focșani, dar în orice caz era în jurul unor probleme de teatru. Fie de regie, fie de actorie. Aceste spectacole, cine le organiza? Ministerul Culturii? Nu, Asociația Oamenilor de Teatru, cunoscută sub numele de ATM. ATM, dumneavoastră era directoarea acestei asociații? Eram președinta. Da. Și doamna Toboșaru era director al acestui festival. Doamna Toboșaru, da. Da. Și vă era greu să organizați aceste spectacole? Destul de greu, pentru că, în primul rând, trebuiam în general să avem aprobarea Ministerului Culturii. Din fericire, obțineam aceste aprobări, pentru că am organizat 10 de asemenea festivaluri la Galați, la Bârlad, la Iași, în toată țara, pe diferite teme. Fie că era probleme de regie, fie de critică teatrală. Și cu noi veneau foarte mulți critici teatrali și se discutau, se organizau simpozioane, așa că multe din aceste deplasări au fost în perioada aceea, care era destul de dificilă. Foarte dificil. A fost un motiv și un fel de a revigora teatrul în ansamblu. Spuneați că era o perioadă dificilă. Așa este, era o perioadă dificilă și totuși se organizau foarte multe concursuri de acest gen. Cum vă explicați acum, când se pare că sunt mai mulți bani, totuși teatru este lăsat așa cam să se odihnească? Nu, din punctul ăsta de vedere știu că există o mișcare teatrală, urmăresc Uniterul, care este urmașul ATM-ului, organizează în toată țara. Am văzut că și la Sibiu, și la Târgu Jiu, și la Cluj, și între alte părți, există asemenea acțiuni interesante. În general, problemele sunt mai dificile, pentru că sunt probleme financiare, care și noi le-am avut atunci, pe vremea aceea, dar cu multă dificultate, totuși treceam peste aceste dificultăți. Ori astăzi sunt alte probleme, alte necesități și probabil că acțiunile sunt mai restrânse. Și probabil că și alt public, stimată doamnă. Nu, publicul e foarte interesat. Este interesat? Cel puțin în capitală, nu știu cum este în țară, dar în capitală teatrele, atunci când se joacă, sunt pline. Deci sunt pline sările. Există probleme și aici,
Teatrele nu au în fiecare seară spectacol, ceea ce pentru mine, care o viață întreagă am jucat seară de seară și cu 3 matineuri pe săptămână, mi se pare absolut de neînțeles. Dar, oricum, când sunt spectacole bune, și sunt câteva bune, publicul este prezent. Foarte prezent. Este prezent. Colegii dumneavoastră cu care am mai făcut niște emisiuni se văitau de faptul că nu mai sunt tratați așa cum ar trebui să fie niște mari actori, pentru că eu am făcut cu câțiva mari actori emisiuni și că simt așa o anumită răceală din partea, chiar și din partea publicului, care nu preferă televizoarele sau, eu știu, nu spectacol. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu cred acest lucru. Într-adevăr, actorii sunt mai sensibili și probabil că din multe motive, unele materiale, se simt mai frustrați din punctul ăsta de vedere. Spuneți-mi, vă rog, există o diferență de plată a ceea ce era înainte de 89 și ceea ce este acum în privința actorilor? Adică actorii sunt plătiți mai prost acum decât în... Față cu necesitățile și cu posibilitățile de a cheltui astăzi, sigur că salariile nu corespund. Atunci aveam salarii mici, dar și necesități din nefericire pe care nu ni le puteam împlini. Nu găseai nimic, da. Și atunci te mulțumeai cu ce aveai. Și era un salar care era la nivelul țării egal. Acum, bineînțeles, când sunt atâtea posibilități și când sunt atâți care au posibilități materiale imense, legale sau ilegale, sigur că situația actorilor este foarte proastă. S-a văzut acum ce se întâmplă la Teatrul Național de Operă. O grevă justificată, după părerea mea, pentru că n-au nicio vină. Cântăreții n-au nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat. O proastă gospodărire de care sunt, n-au nicio vină. N-au nicio vină și se pare că directorul teatrului o să fie grav sancționat. Pe drept. Acum 2 săptămâni am făcut o emisiune, am făcut o înregistrare cu domnul Florin Diaconescu, cu cântărețul de operă. Da. Și el spunea că pe nedrept este judecat, ca să folosesc cuvântul ăsta, directorul, că el nu are nicio vină, că a dat niște salarii meritate cântăreților de operă. Peste tot, dar oamenii cer mai multe salarii mai mari. Au dat 13 la salariu, da, și acum îi se impută lucrurile astea. Și își făcea probleme pentru acest director, care se pare că nu are niciun fel de posibilitate să returneze sumele date deja. Ancheta va dovedi cine este vinovat. Și ei, cei de la operă, sunt foarte nemulțumiți pentru toate. Nu mai au recuzită de scenă, nu mai au regizori cât s-ar trebui să aibă opera. Este starea sărăciei generale care se reflectă în artă. Și asta este mare păcat. Mare păcat pentru că noi am avut și avem artiști de mare valoare care se pierd și atunci ne mai mirăm de ce pleacă pe în rezultatul va fi că vor pleca cât mai mulți. Da. Care se vor... au mai plecat și altă dată. Da, și care au mare succes în străinătate și revin aici când și când, ne fac cinstea să vină să-i ascultăm și noi, dar orchestrele, de pildă, din străinătate sunt pline cu violoniști, cu soliști, cu tot ce vreți. Știu, doamna Dina Cocea, că eu am făcut conservator, am terminat vioară și majoritatea colegilor mei sunt de ani de zile plecați în străinătate. Da. De ani de zile. Și ei nu se gândesc să se mai întoarcă. Este un proces general pe care nu suntem noi, fiecare din noi, răspunzători. Așa că nu putem decât să sperăm ca în fiecare domeniu de activitate să găsim resursele necesare, morale,
și materiale ca să trecem peste acest hop pe care durează cam de mult. De ani de zile. Așa că va fi greu. De zile. Aproape așa în intimitatea mea personală. Da. Mă gândeam, poate de undeva dirijat acest, în continuare, că de ani de zile se urmărește, am eu impresia, un fel de distrugere a poporului român, dacă îi distruge elitele. Nu cred că este o chestiune de dirijare. Este o problemă a noastră, a incapacității noastre de a conduce, de a găsi metodele necesare și, bineînțeles, și de a elimina tot acest haos în care trăim. Și cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a fi eliminat acest haos? Mă refer în lumea artelor, de exemplu. Depinde numai de noi. De noi două? Nu, nu de noi două, în special de mine, care nu mai am niciun fel de rol decât de a sta acasă și de a asculta și de a vedea ce se întâmplă în afară, dar în fiecare, de fiecare breaslă, și mă refer aici de breasla artiștilor, de a găsi totuși forța de a trece peste acest moment. Pentru că a ne lamenta nu folosește nimănui. Este foarte adevărat, dar vedeți că durează cam de mult această stare de lucru. Și ce o să facem? Să ne lamentăm mai departe? Nu să ne lamentăm, dar... Trebuie fiecare să aibă forța să lupte în domeniul lui. Uitați-vă, de pildă, astă vară, la Notara, a fost un mic conflict, aș putea spune un mare conflict, între corpul actoricesc și directorul teatrului, care a fost prins cu anumite nereguli. Actorii au făcut grevă, au luptat, au fost sancționați, au fost amenințați, nu s-au lăsat și au câștigat până la urmă. Și astăzi Teatrul Notara merge în continuare. Cine e director acum la Teatrul Notara? Nu mai știu exact cine este director. Mă rog. Da. Mă rog. Deci este un actor. Știu că este un actor director, un actor foarte bun chiar. Să știți că depinde probabil și de ministrul pe care îl reprezintă pe actori. Bine, noi am avut un ministru care era actor și care ar fi putut să facă foarte multe lucruri și care n-a făcut nimic. În momentul de față avem un om de cultură care este ministrul al culturii, dar de pildă în problema operei n-a reușit până în momentul de față decât să învrăjbească lucrurile. Adică n-a avut tactul, n-a avut diplomația de a elimina aceste mari probleme care există acolo. Conflictul e abia la început, poate că și Răzvan Teodorescu n-are încă experiența suficientă de a conduce de la asemenea înălțime. E totuși să fii ministru de... Da, e o dificultate, și apar în fiecare zi alte probleme, îl recunosc, este un om admirabil. Este o personalitate, fără discuție. Da, mă aștept ca să găsească și în această problemă măsura exactă care trebuie să... Vedeți, ministrul nostru de la învățământ, doamna profesoară Ecaterina Andronescu, da, care, nu știu dacă o știți de la televizor, o doamnă foarte drăguță, mititică așa, da? Și aparent foarte calmă și, bine, este foarte calmă, așa, a reușit să obțină pentru bugetul învățământului 43 de miliarde. În orice caz, știu că e mai mult decât anul trecut. Foarte mult. Da. Foarte, am auzit și eu la știri. Bine, acum are o politică dirijată aici, ca sănătatea, învățământul, să aibă ceva mai mult și armata. Păi uite, la armată nu prea s-au dat bani, la poliție nu s-au dat aproape deloc, s-au dat 13 miliarde, de nu știu câte zeci de miliarde cerute, dar învățământul văd că a obținut ceea ce este foarte bine. Da, mai ales că suntem condiționați de femei, așa că
E un joc destul de dificil. Da, da, așa e. Stimată doamna Dina Cocea, dumneavoastră sunteți membra unei familii imense din țara românească. Faceți parte dintr-o familie de elită, este vorba de tatăl dumneavoastră, Nede Cocea, este vorba despre bunicul dumneavoastră, Constantin Mile. Da. Aș vrea să ne vorbiți despre familia dumneavoastră. Am avut marele noroc să mă nasc într-o familie ca cea a bunicului meu, Constantin Mile, și a tatălui meu, Nede Cocea. Cariera mea, de fapt, se datorează acestui context în care am crescut, în care am trăit. Mă scuzați, vă rog, totuși, cariera dumneavoastră a fost dorită de către familie, da, familia dumneavoastră. Nu numai dorită, dar și încurajată. Și încurajată. Da. Bunicul meu, Constantin Mile, de altfel am scris recent despre el în gazeta Teatrului Național, a fost primul care m-a împins, deși eram foarte mică pe vremea aceea, eu am fost crescută în casa bunicului meu. Unde? Aici, în București? Aici, în București. Aici, în București. Și el dorea ca eu să fiu balerină. Nu s-a putut, pentru că nu aveam condițiile fizice corespunzătoare. Și atunci, mai târziu, din nefericire, el a murit când eu aveam 14 ani, dar deja eram pornită datorită faptului că mătușa mea, Alice Cocea, sora tatălui meu, era la Paris. Am fost trimeasă la Paris, am făcut studiile acolo și mai departe tatăl meu m-a încurajat foarte mult. Ce studii ați făcut, doamna Dina Cocea? N-am făcut studii, am avut profesori care erau prieteni cu mătușa mea și care m-au îndrumat. Da. Și m-am întors în țară, aici am avut sprijinul tatălui meu, care niciun moment nu s-a opus ca eu să fac teatru. De altfel, sora mea, vitregă, Tanții Cocea, deja era actriță, așa că era un lucru normal, firesc. Și am început teatru, tatăl meu, bunicul meu, ca să vorbesc despre dânsul. De ce vorbesc? Pentru că am avut foarte multe de învățat de la el. El era un om extrem de disciplinat, un om sever chiar, și care m-a învățat de mică cu responsabilitatea pe care trebuia să o avem cu toții. Lucru care m-a îndrumat și pe care l-am susținut toată viața. A fost o direcție, ca să spun. Tatăl meu, în schimb, era un boem generos, un om de o mare generozitate, inteligent, sclipitor, dar boem. Eu n-am trăit mult cu el când eram copil, pentru că mama divorțase și m-a încredințat bunicului meu, pentru că ea pleca mereu în străinătate. Bunicul și așa din partea mamei. Din partea mamei, Constantin Mile. Da. Da. Și așa că am avut două direcții în educația mea, pe de o parte a bunicului meu, cu acea disciplină și foarte mare severitate, și aceea tatălui meu, cu boemia lui, cu fantezia lui, cu generozitatea lui, care mi-au împlinit, să spun așa, trăsăturile firii caracterului meu. Mai departe, a început. Când ați început să... În 1935. În 35. Vreau, da, să ne vorbiți despre toată acea perioadă. Am avut noroc, am avut partener excepțional. Primul partener care mi-a dat, ca să zic așa, lecții și m-a împins în teatru a fost Ion Iancovescu. Un actor extraordinar, de o mare fantezie, un geniu, și am jucat alături de el în două spectacole. Acolo am fost văzută de doamna Bulandra, care m-a angajat la ea. A fost o perioadă de ucenicie fantastică alături de ea, de Tony Bulandra, de Storin, de Maximilian, deci de mari
actori, alături de care am învățat temeinic meseria. Mai departe... Spuneți-vă, era greu să lucrez cu Bulan Dracu? În general era destul de dificil, era, pentru că era, dificil, era o persoană dificilă, dar care, cu care eu am fost foarte prietenă. De ce era dificilă? Ce anume îi se reproșa? Era foarte autoritară. Autoritar. Foarte autoritară, foarte exigentă, ceea ce nu sunt... Sunt lucruri bune. Exigentă cu ce? La ce anume vă referiți când spuneți? Cu disciplina, cu respectarea regulilor în teatru. Nu admitea niciun fel de abatere. Așa că era teroarea, să zic așa, a actorilor și a celor mici din teatru. Dar pe de altă parte foarte dreaptă. Așa, eu m-am înțeles totdeauna foarte bine cu ea. Nici n-aveați cum, cred, să nu vă înțelegeți bine, da. Pentru că, în primul rând, ați fost o foarte mare actriță și atunci... Nu, eram atunci, nu eram o foarte mare actriță, eram o începătoare atunci. Ce, mai țineți minte ce ați jucat prima dată? Poftim? Mai țineți minte care a fost primul rol al dumneavoastră? Asta e o întrebare stasă de acum, pentru toți actorii. La care am jucat primul rol cu Timica a fost, cu Iancovescu, a fost o piesă... Lohengrin, se cheamă, o comedie. Avea ceva comun no, cu Wagner? Nu, era un titlu așa. Da. Era o piesă italienească. Iancovescu punea Wagner foarte mult în scenă piese italienești. Da. Pe urmă, la Bulandra, primul rol pe care m-am avut a fost Flagrant Delict. O comedie, iarăși bulevardieră, în care aveam partener pe Tony Bulandra. Așa că... Acolo, la Bulandra, am jucat foarte multe roluri, am stat vreo 4 ani și după aceea am plecat la teatre particulare. Asta până în 50, la teatre particulare. Câte teatre particulare erau în București? Mai țineți minte, doamna? Aproximativ. Erau destul de multe, erau vreo 8 teatre particulare, conduse de actori, de Maria Filotti, care avea un teatru, Leni Kaller, care avea un teatru, tormă eu am avut teatrul nostru, am fost timp de 7 ani directoarea teatrului nostru. Al dumneavoastră? Al meu, da, personal. Și ce actori aveați angajați la teatrul dumneavoastră? Fori Eterle, Jules Cazaban, Ion Manta, a jucat la mine Scalboreanu, Storin, am jucat cu Storin, am jucat cu Calboreanu la mine în teatru. Și regizor era Ion Shahigian, așa că a fost o trupă excepțională la vremea aceea, în timpul războiului jucam piese americane, am lansat piesele lui O'Neill, așa că a fost o perioadă foarte fructoasă. Și când a trebuit să renunțați să mai aveți teatru personal? Când mi l-a luat. În ce an, doamna? În 49. În 49. Când s-au naționalizat toate teatrele. Eu am fost ultima pe baricadă, m-am împotrivit, dar n-am reușit până la urmă și am dat faliment. Și ce ați făcut atunci? Am trecut la Teatrul Național. V-au primit imediat, nu au fost probleme la angajare? A fost oarecare probleme cu Zaharia Stangu, cu care mă războisem cât el era, pentru că preluase teatru Comedia deasupra teatrului nostru, era o sală care este actualmente Odeonul și sala mea era în subsol. Și am avut dese certuri cu el, pentru că îmi lua afișele. Zaharia Stangu. Adică, da, oamenii, bineînțeles. Adică mă sabota, ca să zic așa. Deci se purta pentru că și refuzam să închid teatru. Refuzam să închid teatru și atunci mă sancționa. Și până la urmă, totuși, ne-am împăcat și ne-am înțeles foarte bine cât am fost la Teatrul Național. Și la Teatrul Național cu cine ați jucat? Cu Moni Gelerter, cu Alexandru Finzi, doi regizori eminenți. Am jucat acolo la Național până am fost pensionată. În ce an? Nu mai știu în ce an, dar știu că n-aveam încă vârsta legală.
mi se pare că aveam 54 de ani sau și de ce v-ați pensionat? Pentru că a fost o măsură generală când s-au pensionat mulți actori, când a fost pensionat Sica Alexandrescu, când a fost pensionat Finții, Marioara Voiculescu, a fost un fel de nebunie atunci. Tansi Cocea, sora mea, Marieta Deculescu, o mare actriță, a fost o mare prostie, ca să spun sigur așa. Da. Și am revenit pe urmă în Teatrul Național ca colaborator. Colaborator. Da, ați jucat și în calitate de colaborator foarte. Da, am jucat doamna Ieremia de Iorga, Din jale se întrupează Electra, a Leonil. Așa că mi-am continuat cariera, deși eram pensionară. Spuneți, în care era atmosfera teatrului anilor 50-50 și? În teatru era atmosferă bună. Că era, se schimbase regimul, era oarecum teroarea închisorilor și așa mai departe? Da, știu. Da. Teatru nu s-a resimțit prea. Nu s-a resimțit. Lumea venea la spectacole în perioada. Lumea venea la spectacole și pe urmă s-a întâmplat revigorarea Teatrului Național, care a luat Zaharia Stancu, a luat pe toți actorii cei mai buni din toate teatrele particulare care se închiseseră și a creat o trupă care a fost celebră și a rămas celebră în epoca respectivă. Și atunci toate forțe aceste actoricești au putut fi folosite, s-au creat spectacole admirabile și teatrul general a trăit prin acest Teatru Național, care era într-adevăr prima scenă a țării. Așa este. Acum în București sunt câteva teatre. Nu este Bulandra, este Național. A, sigur că da, este teatru mic, este teatru Odeon, care e interesant teatru. Este Teatrul Notara. Teatrul Notara. Și cum se înțeleg aceste teatre? Teatrul de comedie. Da, revista, teatru de revistă. Da. Da, și cum se înțeleg aceste teatre între ele? Da, foarte bine. Colaborează unii cu alții? Da, colaborează actorii. Actorii colaborează. Da. Mulți actori, de pildă, s-au pensionat. Când a fost, mi se pare, în 90, s-au pensionat o groază de actori care au rămas colaboratori cu teatrele. Și joacă în continuare. Acum au fost făcuți, de pildă, unii dintre ei, societarea Teatrului Național. Eu am fost cu Radu Benigan, numit societar de onoare ai Teatrului Național. Cu Radu Benigan ați jucat? O singură piesă. Când aveam teatrul nostru, am jucat odată cu el. Atât. La Național n-am apucat să joc niciodată, el făcea parte din marea tranșă de comedie. Da, da. Și eram socotită, mă rog, mai mult dramatică. Dramatică. Mare actor Radu Berigan și joacă în continuare. Joacă în continuare, este fantastic. Pentru mine este un fenomen. La vârsta lui să ai o asemenea putere. Bine, este un om extraordinar de inteligent, e un om de mare cultură. Și bineînțeles că toate acestea se reflectă și în jocul lui și în viața teatrului. Am dat telefon la ei acum câteva vreme în urmă și îmi spune fiica lui, Raluca, nu Lamia. Da. Spune, tata pleacă diseară în Franța. Spun, bine, și când se întoarce? Păi, peste o săptămână, dar pleacă în Anglia. Da. Minerele, dar cât poate? Da, tot timpul, nu-l găsiți acasă, tot timpul, pleacă tot timpul, e la repetiții tot timpul. Da. E într-adevăr un fenomen. Da, e un fenomen. Este un fenomen. Și dintre colegii dumneavoastră, stimată doamnă Dina Cocea, cine mai e prezent pe scenă acum, în afară de la grup? Din nefericire, dintre colegii mei nu prea mai am. Din nefericire, am rămas cam din generația mea, cam ultima. Tanții Cocea a murit. A murit. Da. A murit Tanții Cocea, îmi pare rău. Cela Dima a murit. Marieta Deculescu a murit.
Eugenia Zaharia, cu care am jucat la teatrul nostru, a murit. Oriunde mi se vin amintirile, din nefericire, nu mai sunt. Spuneți-ne și nouă câteva dintre amintirile la care țineți cel mai mult din viața domniei voastre. Amintirile cele mai bune sunt legate de teatru, de rolurile pe care le-am jucat. Cel mai plăcut, interesant rol pe care l-am jucat a fost în Maria Stuart, rolul Elizabetei, în Tartuffe de Molière, rolul Elmirei, în piesa lui Iorga, doamna lui Eremia, în piesa lui O'Neill, am jucat în 3 piese de O'Neill, rolurile pe care le-am jucat în aceste piese și în special sunt legate de amintirea partenerilor pe care i-am avut. L-am avut pe partener pe Vraca. Am amintirile cele mai extraordinare. Pe Ion Sârbu l-ați avut? Poftim? Pe Ion Sârbu, actorul, l-ați cunoscut? Nu. Adică l-am cunoscut, dar n-am... N-ați jucat cu el. N-am jucat cu el. Și Vraca era într-adevăr o mare personalitate. Da, am jucat o piesă Taifun cu el. Era un... Aveam un rol de cochetă, pentru că în prima parte a carierii mele jucam în special roluri de cochetă, așa era pe vremea aceea, lucru care mă indispunea în general foarte mult, pentru că nu-mi plăcea. De ce? Era stare frumoasă și din cauza asta vi se dădeau. Da, probabil că din asta am jucat în piesa lui Chirițescu, Gaițele, rolul Vandei. Da. Și în special aceste amintiri toate sunt legate de actori. De Calmoreanu, cu care am jucat, Patima de Subulm, de O'Neill, cu Eugenia Popovici, care era o mare actriță. Sigur. Adică am avut norocul de partener excepțional și fiecare amintirea mea este legată de acești oameni. Ați făcut și teatru și cinematograf? Foarte puțin, nu eram genul care să fie acceptat în acea perioadă. N-aveam fizicul pozitiv care se cerea atunci. Și care era fizicul pozitiv care se cerea atunci? Probabil trăsături mai puțin fine, mai puțin... Eram mai aristocrată în felul meu de a fi. Da, da, și asta era un impediment, probabil. Era un mare impediment. Așa că, de altfel, ce am făcut în film, am jucat numai domnițe. Domnițe, da. Da, asta da. Era... Ce anume, ce domnițe ați jucat? Păi ce domnițe am jucat, nici nu mai țin minte. Am jucat în Mușatini, da. Rolul doamnei Maria. Nu mai știu, nici nu m-au interesat prea mult, așa că nici nu mai mi-aduc aminte de ele. Da. Spuneți-mi, stimată doamnă Dina Cocea, după ce ați ieșit la pensie, ce ați făcut și ce faceți în continuare? Spuneți că nu mai ieșiți. Adică ieși... după ce am ieșit la pensie în mod real. În mod real, da. Da. O bună parte într-o anumită perioadă am scris piese de teatru. S-au jucat vreodată? Da, s-au jucat. S-a jucat la Ploiești, s-a jucat în Bulgaria. Am scris o carte de amintiri, adică am avut și alte preocupări decât de a juca. Am jucat în propria mea piesă, Analia, am făcut un turneu la Chișinău cu această piesă. A fost primul meu contact cu Chișinău, a fost foarte interesant. Așa că perioada de pensionare a trecut destul de ușor. Foarte ușor, foarte plăcut. N-am suferit niciun moment că eram pensionară. M-am adaptat. Vă întâlneam foarte des aici aproape, la Casa Universitarilor, da. La masă.
Veneați foarte des în anii trecuți? Din când în când, da. Și arătați foarte bine. Știu că noi ne uitam după dumneavoastră. Doamnă dragă, pentru un 88 de ani, zic că arăt normal, să spunem. Arătați foarte bine. Deci nu trebuia să vă spuneți vârsta. Nu, nu m-am ferit niciodată. În ce zodie sunteți, doamna Lina? Săgetător. Săgetător, o zodie bună. Da. O zodie bună care v-a fost folositoare în viață, nu? Foarte folositoare. Foarte folositoare. Da, într-adevăr. De câte vreme, doamna Lina Vocea, nu mai ieșiți din casă? Cam de vreo 2 ani. Din motive de sănătate? O coxartroză, da. O coxartroză? V-ați operat-o? Nu. Am avut o operație la genunchi acum 2 ani de zile, tot pe bază de artroză. Și nu mai ieșiți deloc din casă? Nu, nu mai ies deloc. Nici însoțită? Poftim? Nici însoțită? Rar, foarte rar. Și singurul lucru că vara mă duc în mod regulat la Telega, unde avem o căsuță, și acolo mă mai mișc puțin. Și acolo locuiți vara? Acolo locuiesc vara. Da. Și ce faceți în casă de atâta vreme? Ba, mai scrieți? Nu, de scris nu mai scriu. Citesc foarte mult. Și mă gândesc. Vă gândiți? Da. La ce vă gândiți, stimată doamnă Lina Vocea? Mă gândesc la tot ce se întâmplă, mă gândesc la tot ce mi s-a întâmplat în viață. Îmi fac visuri totuși. Mai încă îmi fac visuri. Și considerați că vi s-au întâmplat lucruri plăcute în viață? Da, am fost un om fericit. Ați fost un om fericit? Am fost un om fericit. Am avut tot ce am vrut. N-am fost niciodată bogată, dar n-am suferit de lipsuri. Am avut prieteni. Aveți copii? Am prieteni. Aveți copii? Nu, n-am avut copii niciodată. Nu ați avut copii? Nu. Și acum locuiți cu niște prieteni ai dumneavoastră. Da, cu familia Toboșaru. Domnul profesor Toboșaru, da. De la Facultatea de Teatru. Da, cu soția lui. Și doamna Ani Toboșaru. Cu Ani Toboșaru. Au grijă de mine, sunt un om norocos, nu supăr de singurătate. Și consider că norocul pe care l-am avut toată viața, și în carieră, și în general în viața mea, continuă și astăzi. Spuneți-mi, stimată doamnă Lina Vocea, perioada comunistă, deși dumneavoastră făceați parte dintr-o familie aristocratică, în comunism ați avut necazuri din cauza acestei situații? Da, nu uitați că tatăl meu a fost socialist. Știu că a fost socialist, da, de-a lui Voitec, de-a lui Titel Petrescu. Nu, el n-a fost în niciun partid. N-a fost la Titel Petrescu? N-a fost la Titel Petrescu. El era socialist în gândire. În gândire. Și n-ați avut probleme, pentru că... Nu, n-am avut probleme. Am fost și eu, ca atâția alții membri de partid, că n-am avut încotro. Dar n-am avut probleme. Deci ați avut din punctul ăsta de vedere, adică și din punctul ăsta de vedere, da. Ați avut o viață liniștită. Și... Da, am avut o viață liniștită. Câteodată mi-am mai complicat-o eu cu unele cu altele. Dar astea sunt din nebuniile tinereții. Dacă ar fi să o luați la capo cu viața, ce ați face în plus față de ceea ce ați făcut? Exact același lucru. N-ați face nimic în plus sau în minus? Nu cred că aș face ceva în plus. Pentru că am fost totdeauna conștientă de posibilitățile mele. Și n-am dorit niciodată mai mult decât știam că pot. Și la Focșani când mai veniți? Asta nu se mai pune problema. Voi fi prezentă acum, cu această ocazie. Și asta este o bucurie pentru mine. Și pentru noi. Își mai aduc aminte unii de mine. Sunt tineretul mai învață că a mai existat din Acocea. Ar trebui să nu uite niciodată nimeni că a existat din Acocea. Pe vremea când eram eu elev aici în București, la liceu de muzică, toți urmăream spectacolele în care dumneavoastră jucați.
Și eram fericiți de câte ori ne întâlneam cu dumneavoastră pe stradă. Și, repet, eram încântată să vă văd la masă, la Casa Universitarilor, în grădina lor de acolo. Și toată lumea întorcea capul după dumneavoastră și toți, după ce plecați, începeau să vorbească, bineînțeles, pe numai de bine. Pe vremea aceea eram profesoară la Institutul de Teatru. Erați profesoară la teatru. Și mă pot lăuda că am avut... Ați avut o clasă de actorie? Am avut o clasă de actorie și actorii mei au fost Gheorghe Dinică, Nicolae Boraru și încă alții foarte buni care au făcut carieră în teatru. Dinică este un mare actor. Da, Dinică este un mare actor, Boraru este un mare actor. Și am și această bucurie că câțiva ani de zile le-am fost dascăl. Și cum v-ați descurcat ca profesor la o facultate de teatru? Cred că nu este ușor, totuși. A fost interesant. De fapt, când ești profesor și n-ai o experiență foarte mare, cum nu aveam eu în perioada aceea, învățai învățând. Și am avut fericirea că paralel existau niște mari profesori în institut, ceea ce astăzi nu prea mai există. Era doamna Buzescu, era Bălțățeanu, era Șahidian, era Finteșteanu și toată atmosfera institutului era de o calitate excepțională. Și asta v-a ajutat și pe dumneavoastră? Și asta m-a ajutat și pe mine ca să caut în permanență să ridic tacheta calitativă a cursurilor mele, a seminarilor. Și acești actori care au devenit mari actori vin acum în vizită la dumneavoastră, vin să vă vadă? Au fost când am împlinit o aniversare, când am avut mulți prieteni care m-au înconjurat, au venit și ei, ca și Colea Răutu, care e cu câteva zile mai mic ca mine. M-au înconjurat, am fost fericită. Spuneți-mi, doamna Lina Cocea, de la televiziunile din București, ați avut solicitări pentru interviuri și pentru... Multe, multe. Și ați acordat aceste interviuri? Da, am acordat aceste interviuri. De obicei, în preajma aniversării mele, se înmulțesc interviurile și în presă și în la televiziune. Și după aia, un an de zile, nu mai vine nimeni să vă vadă. Vedeți, aia... n-am venit de ziua dumneavoastră. Da, dar nu mă bucură totdeauna aceste interviuri, pentru că mă obligă să fac apel la amintiri și nu totdeauna sunt dispusă cu acest lucru. Sper că noi nu v-am incomodat. Nu, nu m-ați incomodat, am ezitat. Ați ezitat? Am ezitat. Da. Zic, iar un interviu. Mi se părea exagerat. Nu era nicio aniversare, să zic, care să mai suscite interesul. Până m-am gândit, totuși e Focșan. Și merită Focșan. Nu? Merită Focșan. Am înțeles că aveți rude la Focșan. Sau nu dumneavoastră, nu, familia... Nu, doamna Tăboșaru are. Dumneavoastră fiind focșaneancă? Ea e focșaneancă. Născută la Focșan? Născută la Focșan. Și doar studiile și le-a făcut? Studiile... Da, pe urmă. Universitare. Pe urmă au venit aici. Au venit aici. Da. Ce ne mai vreți să ne mai spunem, stimată doamna Lina Cocea? Doamnă dragă, ce să vă mai spun? Îmi duc viața liniștită. Eu sunt tare încântată că nu știți, stimați telespectatori, ce bine arată doamna Lina Cocea la cei 88 de ani pe care domnia sa declară că i-are, dar eu nu cred că i-are. Cred că vreți să induceți lumea în eroare. Da, da, născut în 1912, așa că puteți face socoteala. Doamne, mulți înainte să vă ajute Dumnezeu să mai facem ani de zile daci încolo interviuri. Dumnezeu știe. Dar tot nu ne-ați vorbit prea mult despre activitatea bunicului dumneavoastră și a tatălui dumneavoastră, da.
Bunicul meu era directorul ziarului Adevărul. Și în amintirile mele îl văd la biroul lui din strada Sărindar, care îi poartă astăzi numele Constantin Mile. V-am spus, era un om foarte sobru. Era socialist și el. Păi, dacă era la Adevărul, sigur că era socialist. Era un ziar și este un ziar. Era un adversar cumplit al familiei Brătianu. Așa că de mică am fost și eu inoculată cu adversitatea împotriva brătienilor. De ce? Modelul bunicului. Da. Bine, era lupta împotriva liberalilor. Fiecare copil e un papagal. Sigur. Imită sigur. Ce aude. Sigur că da. Dar a fost un om care scria și păcat că toate articolele lui nu s-au republicat, pentru că am citit câteva lucruri care le-a scris și în străinătate, că el nu chema Mile, îl chema Milea. Milea. Când a fost în Belgia, alungat de aici, de la facultatea de la Iași, a plecat în Belgia și acolo și-a schimbat numele de Mile, de Milea în Mile, Mile, ca să fie mai ușor de pronunțat. Și am citit articolele pe care le scria pe atunci pentru socialiști, pentru țară, într-adevăr extraordinare. Pe tatăl meu știți, măcar din auzite, ce a scris pamfletele lui celebre. Așa că și unul și altul ca scriitori a rămas ceva de pe urma lor. Sigur că a rămas. Și în primul rând ați rămas dumneavoastră. Am rămas și eu. Da. Stimată doamnă din Acocea, vă mulțumim foarte mult că ne-ați acceptat la dumneavoastră acasă. Eu vă mulțumesc că v-ați amintit de mine. Tot timpul ne amintim de dumneavoastră și ne bucurăm că v-am găsit așa de bine, așa de frumoasă. Da, mulțumesc. Doresc Focșanului să aibă parte de o viață spirituală pe care o merită. Sunt mulți oameni de seamă acolo. Sunt, într-adevăr, sunt mulți oameni. Și merită ca această viață spirituală, dacă se poate, să renască la cele mai înalte cote. Dumneavoastră spuneați înainte de a începe să lucrăm interviul propriu-zis că ați jucat odată, parcă, la Teatrul Pastia din Focșani. Da, cred că eram în turneu. Da, asta a fost foarte de mult încă când eram la Teatrul Bulandra. Deci prin anii 38-39, înainte de război. Și teatrul arăta bine? Arăta superb. Și acum se lucrează la el, se pare că... Sper ca teatrul să-și recapite fizionomia de odinioară. Eu sunt sigură că așa o să fie și abia aștept să văd trupe bune de teatru. De fapt, și acum au început să vină în turnee. Directorul de la teatru invită Lunar sau chiar mi se pare că Bilunar. Dar așa cum a făcut Târgu Jiu, unde și-a făcut o trupă de teatru, dacă ar avea Focșanu o trupă proprie, s-ar redresa toată mișcarea teatrală. Se pare că și acest lucru se urmărește. Asta am urmărit eu când făceam, când aveam legături cu Focșanu. Se pare că se urmărește acest lucru, dar vă spun, trebuie clădirea reparată, trebuie bani, trebuie o mulțime de lucruri. Trebuie inițiativă, în primul rând. Inițiativă este, să știți, și dorință este. Da, dacă există inițiativă și dorință, se poate realiza. Dar probabil că bani nu sunt, dar sper să fie și ăștia. Nici la Târgu Jiu n-au fost, și totuși nici la Târgu Jiu n-au fost bani. Și au o trupă bună, deci. Și au o trupă bună. Să rugăm pe Dumnezeu să... Nici la Buzău n-am fost și-au făcut un teatru bună, la Buzău. Acolo am fost eu, am regizat cu amatorii piese. Da, se
Se pare că și la noi se urmărește acest lucru și sper să se realizeze într-o bună zi. Să sperăm. Stimată doamnă Dina Cocea, sunt încântată că am putut să stau de vorbă cu dumneavoastră în fața telespectatorilor de la Franța. Vă doresc multă sănătate. Îmi doresc bucuria de a fi în compania domniei voastre și peste câți 10 ani de aici încolo. Și pentru că suntem în ziua de Paști, vă spun, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și să dea Dumnezeu bine tuturor. Să dea Dumnezeu.